dimineața de aici din Zanzibar și bine v-am regăsit la un nou vlog marca Bronzing Girl. Este o zi superbă de duminică, după cum puteți vedea, este soare infinit, oceanul este turcoaz. Dar ce vrem noi să facem astăzi, pentru că este duminică și avem mai mult timp liber, vrem să facem o treabă, o invenție românească și vă arăt imediat despre ce este vorba. Haideți cu mine! Aceasta este tărășenia. Ce credeți voi că avem aici? Ce este acest butoi? Și să știți că nu este coș de gunoi. Așa cum pare. Are și balamale și capac. Are fundul tăiat. Repet, nu este coș de gunoi. Am făcut o gaură aici, l-am tăiat pe jos. Și haideți că vă spun ce vrem să facem. Vrem să facem o treabă șmecheră românească. Vrem să facem o afumătoare, pentru că avem pește aici, avem și carne de porc și vrem să încercăm să vedem dacă ne iese să afumăm niște produse. A fost o întreagă aventură să găsim butoiul ăsta. A fost o întâmplare, pentru că l-am găsit. Noi încercam de ceva vreme să găsim o afumătoare sau o metodă de a face o afumătoare aici în Zanzibar, dar într-o zi, venind de la aeroport, am văzut niște băieți pe marginea drumului că cărau un butoi exact ca acesta, lângă o fabrică, o zonă industrială unde aveau foarte multe utilaje mari și butoaiele acestea le foloseau pentru motorină, pentru alimentarea utilajelor, iar localnicii, după ce oamenii de la ferma respectivă goleau butoaiele, probabil că le luau și le foloseau cine știe pentru ce. Noi, văzându-i pe marginea drumului, o să vă pun și în video, pentru că am filmat momentul, nici nu ne așteptam să găsim un astfel de butoi. Am oprit, am vorbit cu ei, le-am spus că vrem și noi un astfel de butoi. Ne-au spus că în momentul respectiv nu au să ne dea, oricum noi nu aveam loc în portbagaj, dar au spus că ne pot face rost și am făcut schimb de număr de telefon și după câteva săptămâni oamenii au găsit un butoi și pentru noi și ne-au sunat și ne-au spus că este curat și că putem să venim să-l luăm. Și pentru el am plătit 30.000 de șilingi, adică 60 de lei le-am dat, pentru că au fost drăguți și ne-au ajutat și l-au și tăiat. Ei au tăiat partea de sus și partea de jos, după care noi am făcut fanta din față ca să putem să băgăm foc pe acolo cărbuni și Ovidiu a pus balamalele de aici ca să putem să rabatăm capacul și să agățăm cărnița aici sus pe niște bețe. Hai că noi nu mai ajungem acasă, numai opriri și peripeții avem. Deci n-am oprit pe autostradă mergând spre casă, pentru că am văzut doi țărani cărând niște butoaie, vedeți alea portocalii de acolo, și nouă ne trebuie un butoi din ăla ca să facem afumătoare acasă. Și am oprit, am tras pe marginea drumului să încercăm să vedem dacă poate să ne vândă un butoi din ăla. Deci suntem de comă. Și Ovidiu acum încearcă să negocieze cu ei și ăștia nu vorbesc altă limbă decât swahili, deci să vedem dacă ne înțelegem sau nu. Și nu știu dacă o să încapă în mașină oricum, da, foarte tare. Ne trebuia mult să ai un butoi din ăsta de metal și nu găseam pe nicăieri. Hai că până la urmă butoaiele nu le-am luat, dar am prins apusul. Dar ne-am făcut schimb de numere de telefon cu țăranii ca să ne sune când au un butoi curat. Sau măcar un butoi. Păi un butoi curat. Da, le trebuiau butoaiele alea, înțeles. Pare.
Și pentru că românii sunt oameni descurcăreți oriunde s-ar afla, am făcut rost și de rumeguș. Ne-am dus la un atelier de tâmplărie unde se prelucrează lemnul și le-am cerut băieților dacă pot să ne dea un sac de rumeguș și ne-au dat un sac imens ca să avem pentru ca să afumăm mai mult decât putem duce. Am cumpărat cărbuni de la o vecină din sat, așa că stați cu noi să vedeți dacă reușim să punem în funcțiune afumătoarea asta improvizată și pe mai departe să vedem dacă și reușim să afumăm produsele pe care ni le dorim. Așa că stați aproape să vedeți dacă am reușit sau nu. Între timp să vă arăt ce zi minunată de duminică este astăzi. Apa oceanului are infinite nuanțe de albastru și turcoaz. Este un soare infinit. Superb, o duminică absolut perfectă. Ia uite ce avem aici. Astea sunt prietenele pisicii noastre, Suzeta, care le vânează frenetic. Ia uite, se ascunde de mine. Hai că dacă te vede Suzeta, ai încurcat-o. Suzeta este mare vânător de șopârlițe și o mare figură de pisică. Avem aici ton, o bucată mare de ton pe care am pus-o la sare, pentru că am citit că carnea trebuie pusă la sare înainte de a fi afumată, dar din păcate nu m-a uscat în mine. S-a lăsat foarte multă apă. Bine, așa pare. Mă rog, vom vedea ce o să iasă. Facem teste și încercări. Da, a lăsat foarte, foarte multă apă. Și până mai organizăm puțin lucrurile cu afumătoarea, vreau să vă arăt niște fructe interesante pe care le avem aici în Zanzibar. Foarte sezonier, nu se găsesc tot timpul și când apar, apar doar pentru o săptămână, o săptămână și un pic, după care iar dispar, mai aștepți o perioadă, iar apar. Arată așa. Ele se aseamănă foarte tare cu fructul semințelor de caju pe care l-am cunoscut când am fost în Sri Lanka și pe canalul meu de YouTube puteți vedea un video foarte vechi din altă viață, ca să spun așa, când călătoream foarte mult prin lume și la cazarea de acolo din Sri Lanka, din Kalpitiya, aveau în curte niște copaci care făceau exact genul ăsta de fructe. Problema este că erau diferite în interior, acesta o să vedeți când îl desfac, are un sâmbure mare, rotund, și de aici, din moțul ăsta, practic, creștea sămânța de caju, dar posibil să fie o rudă de-a copacului de caju, să nu fie chiar caju. Haideți să vedem și ce gust are. Ele sunt foarte, foarte apoase. Textura înăuntru este așa. Arată buretos, dar este foarte, foarte apoasă, deci se umple efectiv gura de apă. Iar gustul este ceva între măr, pară și ceva trandafir, mi se pare mie. Și vedeți sămânța asta aici înăuntru, care nu se aseamănă cu caju. Dar uite că au venit băieții să ia butoiul. Ok, până termină băieții cu butoiul, noi ne delectăm în continuare cu acest fruct. În Swahili se numește tufa, așa îl numesc localnicii.
și îi spun mărul de Zanzibar. Într-adevăr, seamănă cu un măr în foarte multe aspecte, dar gustul nu este 100% de măr. E un amestec de măr cu puțină pară, foarte apos și hidratant, așa, dar și cu ceva exotic, un accent exotic. Foarte bun. Este perfect pentru zilele toride, când este foarte cald și simți nevoia să te hidratezi, și acest fruct conține foarte multă apă, deci este perfect. Haideți să mergem acum să vedem ce fac băieții cu butoiul și cum organizează acolo lucrurile. Eu mai iau o gură din asta pentru că este foarte hidratant. Și ne vedem la butoi, la afumătoare. Am zis să amplasăm afumătoarea acolo, în spate. Dar până atunci, haide să vă arăt ce papai avem. De când așteptăm copacul ăsta să facă fructe și încă nu sunt gata. Dar promite, uite ce frumos au crescut. Hai că băieții-vă că l-au adus aici. Este pregătit să începem acțiunea, afacerea afumătoarea Zanzibarezo românească. Pregătim câteva lemne ca să putem să dăm foc la acești cărbuni, care vor fi baza pentru fum. Cu ăștia o să facem fum. Acum să vă arăt o metodă zanzibareză, șmecheră, de a prinde focul. Noi ne-am tot chinuit aiurea și degeaba. Practic îi pun un pic de ulei pe un șervețel, se îmbibă șervețelul cu ulei și dacă am făcut bine ar trebui să se aprindă imediat. Ia să vedem dacă avem noroc și ne-am priceput sau nu. De ce? Barneam. Păi tot hârtia o aprins, trebuie să aprinzi aia cu ulei. Se aprinde. Sperăm. Ia uite, ce tare. Păi el se aprinde, dar ideea e să nu se stingă. Asta mă ajează. Ține mai mult dacă da, ulei. Da, că nu se stinge repede, da, exact. Da, e suficient timp ca să aprindem bețișoarele cât ține uleiul ăla față de o hârtie neîmbibată în ulei. Ok, revenim mai încolo după ce aprindem focul. Folosim această tigaie veche ca să încingem acești cărbuni, peste care ulterior să punem rumegușul și să creeze fumul necesar pentru a afuma produsele din carne. Asta ne chinuim să facem în acest moment. Timid să punem cât puțin rumeguș, să vedem, sperăm să nu se stingă focul. Și să vedem cum miroase. Da, să vedem și ce aromă are. E un mix de tot felul de lemne ce am găsit și noi acolo la tâmplărie. Dar uite, mamă, ce fum face! Wow! Ai, 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 ai! Uf, mă ustrochii! Au!
Puh, aoleu, la ce fum e aici, cred că am nimerit-o. Ne-am, ce se duce în sus. Deci cred că am făcut treabă bună cu urmegușul ăsta. S-a dus Ovidiu să aducă halca de ton pe care am cumpărat-o din Pace de la piața de pește. Și să o punem, să o închidem aici în butoi și să vedem ce o să iasă. Ne vedem mai încolo, să, când punem carnea în butoi. Stați aproape. Ia, vine peștele, zici că l-ai pescuit? Da. Asta e planul nostru, să-l punem pe boțul ăsta și să-l atârnăm aici sus. Și de sub să băgăm tigaia aia cu fum și să se afume. Să mai pun niște de la. Ne punem și noi așa după ochi, la nici prea mult, că ba, mă, deja iese prea mult fum, mi se pare. Și uite ce fumăraie e acolo înăuntru. Da? Da. S-a închis. Acum trebuie cu bastul de două. Da, avem o problemă. Iese mult fum și prin găurile alea de pe acolo, de prin butoi. Nu știu cu ce să las tu pe omul. Cât zici că trebuie să ținem asta aici, la afumat? O zi? Nu cred. Avem un soare blând pe față aici. Să ținem o zi? Zici să ținem o zi asta aici, la afumat? Mi se pare mult o zi. Hai să vedem... Mai gustăm și polonezul, vecinul polonezul. El are ceva, avea mașină specială. Păi avea, dar câte ore la ține? 4 ore la o temperatură controlată, la bla bla bla, noi n-avem. Noi avem improvizație românească. Se duce în peste timp. Da, se pierde mult fum. Hai să vedem după... parcă-mi miroase a pește. Îmi miroase deja a pește. Să vedem după vreo 3 ore, nu? Ce cred că ar trebui asta? Am niște cărpe, niște hârtie, poate. Și hârtie dacă punem. A, uite, da. Ia, ca să fie improvizația și mai improvizată, am găsit niște pantaloni de la un meșter care a lucrat aici și le-a uitat. Unde sunt și noi în găurile alea, să nu mai iasă atâta fum. Da, încercăm să sigilăm un pic. Hai să vedem ce o să iasă în 3 ore. Da, oare nu trebuie să mai băgăm fum ăsta rumeguș? Ajunge ce am făcut când noi? Când și când, o dată la 2 ore? Da, nu am făcut nimica. Hai, vedem. Lăsăm carnea 2-3 ore și ne vedem, ne întoarcem în 2-3 ore să verificăm treaba, să vedem cum arată harga de ton, așa că stați aproape până la final să vedeți dacă ne-a ieșit afacerea afumătoarea, dacă am reușit să afumăm peștele și mai ales dacă are un gust bun sau nu. Rămâneți aproape. Hai că am zis noi că venim peste 3 ore, dar se pare că s-a stins. S-a terminat drumegușul. Da, să încingem mai tare jarul și, deși rumegușul ăla se termină, na, că dacă ești mai tare jarul, o să se termine și mai repede, nu? Trebuie să-l ținem sub observație destul de des, înseamnă. Ce miroase, pește sau fum? Fum. Deci o dată la 10 minute trebuie să verificăm aici, nu? 20 minute. Încercăm să astupăm și mai bine găurile astea. Pantalonii aia.
curați. Da, super curați. Ce să faci, așa e improvizația, poți să ai unui meșter. Păi, care și-a lăsat aici și-a abandonat, ce să facem cu el? Îi folosim. Aici gunoiul cât se poate se reciclează, nu se aruncă. Deci revenim peste încă 20 de minute. Încă 2 ore. Da. Aceleași 2 ore. Aceleași 2 ore, da. Ei, haideți că am recuperat bucata de ton din butoi. S-a făcut deja noapte în Zanzibar cât ne-am chinuit cu afumătoarea. Dar aceasta este bucata de ton, așa arată. Și acum vreau să o tai, să vedem dacă e făcută sau mai trebuie să mai insistăm și mâine cu afumatul și să vedem și ce gustare, că poate pare gust nasol, nu știu. Haideți să vedem. Să vedem. De unde încep? Prima bucată. Opa. Mă, pare făcută. Ia uite. Arată ca și cum ar fi făcută, deci este, acum nu știu în partea din mijloc, dar partea asta chiar arată ok. Și, na, acum să o dau mai jos să și gust, să vedem ce gust are. Băi, chiar am făcut treabă bună. Super, super treabă. E foarte gustoasă. Mama asta, știți cum merge? Cu o felie din aia de pâine, din aia cu, cum îi zice, pâine neagră de aia cu coajă tare, cu unt, ceapă, ardei iute și tonul ăsta pus feliuță subțire, așa. Aolea, deja îmi plouă în gură. Deci a ieșit, chiar a ieșit demențial, nu pot să mă opresc. Bine, mi-e și foame, dar... Ne reprofilăm în Zanzibar. Rețeta de mici am perfecționat-o și ies exact mici românești de la cocoșatul. Ton a fumat, ne-a ieșit, suntem maestri. Așa că suntem bine. Eu vă mulțumesc că ați urmărit vlogul până la capăt. Să-mi spuneți dacă aveți niște tipsuri și tricuri cu afumarea produselor de carne, poate știți mai bine, sunteți din zone din România unde activitatea asta este mai obișnuită și să-mi dați niște idei. Mă rog, țineți cont că la noi aici în Zanzibar nu avem copaci speciali ca să dea aromă produsului și am folosit, v-am spus, megușul de la Întâmplar și majoritatea timpului ei folosesc lemn de cocos, care are așa o aromă un pic dulceagă și dă, să spunem, un pic produsului un gust plăcut. Dar este super, chiar e super, super. Așa că dacă v-a plăcut, sper că nu v-am făcut poftă sau că ați mâncat înainte. Este încă început de an, este iarnă în România, deci dacă v-am făcut poftă cu produse afumate, mergeți și băgați o slană de porc sau ceva românesc sănătos. Mulțumesc că v-ați uitat la acest video și dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și dacă nu v-ați abonat încă la canal, să dați subscribe, să creștem această comunitate de aici, de pe Bronzinger. Așa că până data viitoare, v-am pupat de aici, din Zanzibar. La revedere!